Am revenit, să continuăm, Bogdan. Cum spuneam, gridul de cristale format din Antacarana, cu cele trei brațe, 3 de 7, se pun cristalele în capetele acestor 3 de 7. Energia va circula între aceste cristale, se trasează un simbol de vibrație înaltă pe acest cristal și să explicăm ce înseamnă un simbol de vibrație înaltă. Un simbol este întotdeauna multidimensional și reprezintă o altă față a lui Dumnezeu sau o cheie de accesare a energiei divine. Și atunci, în momentul în care am pus acest simbol pe gridul de cristale, putem să ne proiectăm chiar noi acolo. Ne imaginăm că suntem în interior sau putem pune chiar fotografia noastră, mai mult de atât, o fotografie a unei alte persoane pentru a obține o ameliorare a sănătății. Același lucru se poate face chiar și pe proiecte, chiar pentru îmbunătățirea prosperității, pentru a atrage prosperitatea. După cum știm, foarte multă lume este interesată de prosperitate pe lângă sănătate, pentru că nu e așa, o viață completă înseamnă și sănătate și prosperitate. Prosperitate și abundență multidimensională. Este minunat să zicem să fii prosper financiar, dar dacă nu ai o abundență de prieteni, de stări înalte, stări sufletești, doar abundența materială este limitată. Referitor la ce spunea colegul, în momentul în care cristale se pun pe o scrisoare, pe un belețel, existau anumite tradiții în care, dacă vroiai să-ți rezolvi o problemă, era necesar să o scrii pe o hârtie și să înfășori cu acea hârtie un cristal. Practic, cristalul nu făcea altceva decât să potențeze informația, programul scris pe hârtie. Tot referitor la Bine, aici cristal, deja vorbim despre o mică magie, din câte înțeleg. folosirea energiei, pentru că cristalele reprezintă o energie neutră, o energie zero. Cristalele pot fi folosite constructiv sau distructiv, exact ca și curentul de la priză. Putem să ne electrocutăm sau să ne luminăm. Cert este că atunci când înțelegem folosirea cristalelor în tratamente, e necesar să înțelegem că cristalele acționează holistic, adică fizic, din punct de vedere fizic, ele pot crea un masaj, pot crea un gen de presopunctură, acupunctură. Din punct de vedere emoțional, cristalul vine cu o energie, cu un program de o emoție înaltă, frumoasă, luminoasă, pentru că cristalele nu întâmplător sunt numite nunta spiritului cu materia sau lumină condensată. În mod asemănător, cristalele acționează și la nivel mental. Și cum în ultima perioadă sunt foarte multe persoane debusolate, agitate mental, un cristal de ametist pus pe frunte reușește ca să limpezească, să reducă numărul gândurilor, reușește ca somnul să-l facă mai profund, Mai liniștit. mai liniștit. Sunt în ultima Deci un perioadă cristal un cristal de ametist ametist. mov pus pe frunte cu vârful în sus. Micuț, nu trebuie mare. Dacă cristalul de ametist este purificat și este pus pe frunte chiar în timpul somnului, somnul va deveni mai lin, visele vor deveni mai conștiente, iar cantitatea gândurilor se va reduce foarte mult. Sunt cercetări de specialitate care spun că numărul gândurilor într-o oră depășește 20.000. Ori dacă ar fi să analizăm fiecărui gând, îi dăm un kilogram, în ghilimele, de energie, vă dați seama la câtă pierdere de energie facem într-o oră. Ori în momentul în care punem un cristal, de exemplu, avem de învățat la un examen sau avem de susținut un proiect extrem de puternic sau avem foarte multe gânduri pe care nu le mai putem controla. Gândurile într-o cantitate foarte mare nu Sunt fac altceva destructive, decât da. se reflectă asupra corpului emoțional, nu lasă corpul emoțional să se echilibreze și se manifestă asupra corpului fizic, nelăsând corpul fizic să se relaxeze. Iată de ce cristalele acționează holistic și nu au efecte adverse. Cu cât mai multe cristale pui pe tine, pe lângă tine, cu atât este mai bine. Mai ales Dar dacă... respectând exact ce spuneați mai devreme, curățarea Exact, lor. exact. Încărcarea lor, programarea lor și în cadrul femeilor. Dacă își vor pune cristale pe zile, pe culori, pe ceea ce simt că au nevoie, să zicem că merg la un interviu și atunci au nevoie de un focus. Cristalele vor fi mov. Dacă au nevoie de a ieși la, să zicem, la o seară, la o șuietă, la un dans,
atunci este caracterizat, e necesar să se pună, să se folosească un cristal de culoare roșie, pentru că energia roșie generează acel magnetism și potențează. Dacă, să zicem, sunt probleme digestive, e necesar de folosit cristalul de culoare galbenă, dacă e necesară o vitalitate. Ca și bijuterie, ca inel, ca și cercei, ca pandant, sau pur și simplu chiar ca broșă. Sau chiar ținut în casă. Am cunoscut persoane care și-au pus la picioarele patului câte 4-5 cristale, tocmai ca visele să-i fie protejate. Și în momentul în care în mintea subconștientă se instalează acest program care are legătură cu cristalele, persoana respectivă va dormi mai bine. Și chiar putem să lansăm un test celor care au un somn mai agitat, mai redus ca număr de ore, să-și pună niște cristale purificate la fiecare picior al patului, sau dacă patul nu are picioare, la capătul, la colțul fiecarei saltele, și somnul sigur va fi îmbunătățit. S-a vorbit despre emisfera stângă și emisfera dreaptă a creierului, pentru că s-a vorbit despre activarea intelectului. Despre acea poziție, despre acea mudră, da? Exact. S-a vorbit despre activarea intelectului din experiența noastră. Știm că încă din... Și pentru examene. Exact. Încă din școala generală ni se pune pixul sau stiloul în mâna dreaptă și atunci se activează foarte mult emisfera stângă și logica funcționează foarte mult de-a lungul vieții și spre dezavantajul emisferei drepte, unde se află creativitatea, meditația și chiar intuiția. Iar mai nou, ultimile cercetări au demonstrat că inclusiv în emisfera dreaptă se află capacitatea de ameliorare a sănătății. Și iată cât de importantă și este... Da, care nu este neapărat stimulată și prin... Iată cât de importantă este și rugăciunea corectă, iată cât de importantă este meditația, pentru că prin meditație și rugăciune se dezvoltă emisfera dreaptă și acolo putem menține și imagina acele imagini benefice și să ne proiectăm pentru viața noastră să devină din ce în ce mai bună. Trebuie să-i dăm importanță și acestui aspect care are legătură cu intuiția, cu cunoașterea, filozofia, zona aceasta care... Sigur că da, îmbunătățește. Eu aș merge un pic mai departe. De fapt, zona asta este zona emoțiilor. Uh-huh. Și problema este că mulți dintre noi încercăm să ne explicăm emoțiile logic. Or, eu aș vrea să cunosc pe cineva care îmi poate combate o emoție printr-un argument logic. Nu merge. Uh-huh. Și de aici apar foarte multe probleme. O altă problemă care ține foarte mult de sistemul social și de educație din România e că, pe lângă faptul că dezvoltăm foarte mult partea asta, nici măcar nu dezvoltăm o funcțiune foarte bună, cea a gândirii critice. Noi suntem învățați să memorăm și eventual să reproducem modele logico-matematice. Noi nu suntem învățați să gândim critic. De ce este o problemă asta foarte mare? Pentru că dacă nu gândești critic, te vei supune, dar vei accepta. Iar pe partea cealaltă vei acumula emoție negativă care o să bubuie. Și atunci începi și te întrebi de ce am crize de tantrum, de furie, da? De ce n-am curaj să fac asta, de ce n-am curaj să fac cealaltă. Lucrurile astea acumulându-se și imaginați-vă că umflați un balon, îl umfli, îl umfli, îl umfli, se sparge. Asta se întâmplă și cu emoțiile dacă nu le gestionezi într-o formă sau alta. La un moment dat se sparge și se materializează fie într-un comportament, fie într-o problemă mood disorder, se spune în engleză, de variații. Ca de o completare, referitor la emisferele cerebrale, mare majoritatea persoanelor sunt preponderent pe emisfera cerebrală dreaptă. Asta înseamnă că emisfera cerebrală dreaptă înseamnă că ești mecanic, tehnic, matematic, inginer. Emisfera cerebrală stângă este cea cu romantismul, cu poezia, cu pictura. O modalitate de a echilibra cele două emisfere simplă, dacă avem un cristal și îl frecăm pur și simplu între palme, dintr-un punct de vedere se produce un masaj al palmelor, ori se știe că fiecare palmă reprezintă o emisferă cerebrală, nu întâmplător există un gest în popor, a făcut o afacere. Iată că în momentul în care facem conștient acest masaj banal, emisferele cerebrale au tendința să se echilibreze, plus că
Între cele două emisfere cerebrale există acea glandă endocrină numită glanda pineală sau șefa celorlalte glande. Și în momentul în care vorbim de apa din cristal, pentru că cristalul conține foarte multă apă, silicium, oxigen 2, glanda pineală conține foarte multă apă de o calitate, de o puritate foarte, foarte mare. Iată cum cristalul, prin acest banal și ușor masaj, ajunge să echilibreze cele două emisfere cerebrale, echilibrând și glanda pineală. Cristalul de stâncă, de obicei hexagonal, care produce un masaj între cele două palme. Bine, apă și noi conținem foarte mult. Practic suntem niște castraveți cu anxietate. 70%. Exact. Apă. Da. Să vedem, Bogdan, dacă mai putem vorbi și despre alte beneficii ale cristalelor, pentru că mai avem un subiect astă seară foarte interesant. Vom vedea cum anumite stări de la critici repetate sau chiar minciuna, programe, care pot fi destul de destructive dacă sunt perpetuate și vom vedea chiar unde se poate ajunge. Dar să vedem ce mai putem spune despre cristale. Am înțeles cum pot fi purificate, cum putem identifica, în cazul în care așa ar fi cel mai bine, care ar fi cristalul indicat pentru fiecare dintre noi. Cristalul cel mai bun pentru fiecare, așa cum a spus și colegul, este acela care ne vorbește. Atunci este de ajuns tu, să, exact, da. E de ajuns să ne uităm pe o tarabă sau într-un magazin și acela care ne vorbește, cu care rezonăm, pe acela să îl folosim. Și bineînțeles, nu numai strict estetic, ci pur și nu simplu. Nu numai strict estetic, da. Pentru că universul este format din energie și informație. Și practic și noi suntem energie, da, și informație, dar și toate lucrurile din jurul nostru, mai ales cristalele care amplifică. Și să reținem foarte important că un cristal va reacționa în funcție de cel care îl mânuiește. Așa cum a spus și colegul, este foarte important în momentul în care avem un cristal să avem întotdeauna gânduri cât mai bune și o energie benefică cât mai înaltă. Să rezonăm cu divinitatea pentru a ne ajuta și pe noi, pentru că nu e așa, dacă nu suntem perfect echilibrați, cum i-am putea ajuta pe ceilalți? Și apoi, după ce suntem perfect echilibrați, îi putem ajuta, da, pe cei de lângă noi. Aș vrea să revin un pic la partea de chakre, da, unde s-a vorbit doar de chakre exact, rădăcină. Vreau să spun că Sahasrara sau chakra coroanei, lotusul cu 1000 de petale, în momentul unei inițieri corecte, așa cum se întâmplă pe inițierile de vibrație înaltă, aceasta deschizându-se corect, are legătura cu spiritualitatea. Exact, are legătură cu divinitatea și practic toate celelalte chakra, da, coroanei, da? Practic toate celelalte chakre se activează foarte bine dacă această chakra coroanei este bine activată. Și de aceea și se spune chakra coroanei, pentru că arată ca o coroană, este un lotus și nu degeaba regii purtau acele coroane, pentru că se mergea pe ideea de inspirație, da, divină. Și ce simboluri putem, sau ce poziții ale mâinilor recomandați, ce mudre, dacă există, pot echilibra această chakră, Sahasrara? Pentru echilibrarea celui de-al șaptelea centru, este o mudră care este în strânsă legătură chiar cu echilibrarea celor două emisfere cerebrale. Pur și simplu se țin palmele față în față și se duc deasupra creștetului capului. Ca un fel de rugăciune. Exact. Ca un fel de rugăciune. Chiar chakra, exact, care are legătură cu împreunarea celor, da, două palme, aici este simbolul rugăciunii, iar distanțarea ușoară a celor două palme și pozarea lor cu degetele, da, respirate deasupra, adică capului. Adică menținem și deasupra capului, exact, această poziție. Plus că palmele, degetele, da, funcționează ca niște antene. Nu facem altceva decât ne mărim, ne deschidem această chakră care la copilul mic, nou născut, este deja deschisă. Fontanela este deschisă. Și în momentul în care un individ reușește să-și deschidă fontanela, deja legătura lui cu divinitatea, cu cosmosul, cu energiile, cum le-am numit noi, este la un randament foarte, foarte înalt. Individul respectiv începe să își ridice frecvența pe o așa măsură încât accesează dimensiuni înalte și atunci trece de la acele simțuri, văz, miros, gust, auz, la cele cinci clar simțuri, clar auz, clar văz, clar miros, clar gust și chiar clar simț, care se pot dezvolta pe fiecare chakră în parte sau prin deschiderea celei de-a șoaptea chakră. Bineînțeles că coroanele și ele mențineau pietre. Avem, de exemplu, niște experimente în cadrul unui laborator în care
s-a făcut un gen de coroană, dar de fapt este o cască, da, montată cu niște cristale pe binduș, pentru că pe lângă această ceacră există alți mici subcentri, numiți binduși. Și în momentul în care, chiar dacă apari ca un extraterestru, în momentul în care îți faci o cască și pui niște puncte foarte bine definite, cristale speciale, deja întreaga aură este foarte activată. Deci ca un fel de coroană, exact, cască, care are pe ea aceste cristale. Nu întâmplător, coroanele regilor purtau pietre semiprețioase. Nu neapărat ca să dea frumusețe sau somptuzitate, pardon, ci pur și simplu pietre de bază erau puse chiar în frunte. De ce? În sensul că împăratul trebuia să conducă, să fie înțeles și masele să îi se supună. În prezent, de exemplu, am avut ocazia să ajung în Tibet în mai multe zone și într-o mănăstire chiar mai erau anumite modalități, nu știu dacă se făceau, de deschiderea celui de-al treilea. Practic, se face o incizie a pielii, se găurește cu maximă precizie cutia craniană, se pune un lemn special de santal, este lăsat acolo 7 zile, după care... Se practică așa ceva? Nu, nu este de recomandat, se bagă un cristal, tocmai pentru deschiderea celui de-al treilea ochi. Bineînțeles, da, că nu e recomandat așa ceva. Pentru că eu cred că trebuie să se producă de la sine, exact, nu exact. Nu trebuie forțat. Exact, da. În aceste situații se forțează. Și în momentul în care se forțează, se poate instala lejer un dezechilibru care se manifestă pe fiecare ceacră în parte. Și putem vorbi de dezechilibre mentale, emoționale și chiar fizice manifestate pe fiecare ceacră în parte. De exemplu, dezechilibrele la nivelul celui de-al treilea ochi. Aici, mintea este împrăștiată, persoana respectivă poate să vadă ceea ce nu este real, cu tendințe către paranoia. Dezechilibrele de natură psihică și psihologică aici sunt din ce în ce mai multe. Îmi cer scuze, revenim după publicitate pentru a vedea și ce alte posturi putem folosi pentru a echilibra și celelalte chakre. Vedem cât de importante sunt aceste chakre, cât de mult trebuie să încercăm să le menținem armonioase, bineînțeles, pentru bunăstarea noastră și pentru echilibrul întregului organism. Revenim după publicitate.